Dacă ar fi să întrebe cineva despre fete frumoase, ar trebui să o întreb pe Zina Dumitrescu. Bună seara! Bună seara! Dumneavoastră vă pricepeți cel mai bine, cred. Că da, atâtea știu, generații... mi-au trecut mii, cred. Mii, da. Da, spune-mi ce vrei să mă întreb. Dacă dumneavoastră credeți că măcar unele dintre ele au potențial să ajungă undeva sus în cariera da, de model. Da, uite, am văzut în seara asta chiar vreo două, trei, cred, dintre fete. Până Arinele trebuie lucrat mai mult, dar încolo are absolut tot ce îi trebuie. Care ar putea să facă carieră. Vreau să spun că nu duce nicio de fete frumoase. Cred că v-am spus și înainte de nu mai știu cum i-am spus. Fete frumoase în România, cred că sunt cele mai multe pe metru pătrat din toată Europa, poate din lume. Dar ceea ce nu sunt banii necesari ca aceste fete să intre în acea industrie a modei și a prelucrării. Vreau să vă spun că vedeți foarte bine ce înseamnă Miss Venezuela, ce înseamnă la rușii, până rușii, bine, rușii au această industrie de ani de zile. Deci cam asta ne lipsește, dar fete frumoase nu. Când priviți o fată și trebuie să o apreciați, evident, la ce vă uitați în primul rând? Primul lucru pe care trebuie să-l aibă în afară de înălțime, deci primul lucru este înălțimea, după aceea picioarele, umerii, și sânii. Ultimul o să te surprindă, poate. Ultimul este capul, pentru că un cap, mai ales dacă fata are personalitate și are și o mobilă cerebrală, poți să-l faci. Adică poți să creezi un chip din make-up, din coafură, poți să creezi un chip interesant. Și o fată interesantă cu personalitate și deșteaptă pe podium, vreau să spun că de la o parte 100 de frumoase, mai puțin dotate cerebral.